Bine v-am găsit la un nou meci băi derbedeilor! Astăzi avem un derby de România, cel puțin Liga 1 între Atletico Craiova și Nea Gheorghe din Brașov. Nici bine nu au intrat băieții Lucioburi sparte pe teren că i-a și luat la pas brazilienii din bănie frustrați după meciul cu FCSB. Ori câstigăm, ori ajungem la săpat în grădina la Neareghecam, ha ha ce glumă bună! Și i-am scăpat mortul în casă în minutul 1. Puțin mai târziu Banca de Națională dă o pasă de zici că avea bilet 01 pauză de ităvălește puțin prin iarbă pe colegii săi. Acum băieții lui Reghe aleargă de zici că au 9 vieți și 5 viteze pasează la Ronaldo de Craiova care trage în ea de zici că a spart -o și o bagă direct în sârme. Nici bine nu s-a bucurat Reghe că a venit Zoro de România de i-a spulberat visele și l-a trimis în batunga la huiduit de maimuțe pe portar. Stai așa ca nu-i așa! Arbitrul uitase că avea bilet că îi va da roșu la un jucător din bănie și își schimbă decizia de îl trimite pe Badea să joace FIFA la bar în cartier. Nici nu iese bine Badea acasă și execută un corner de credeam că sunt în Barcelona vs. Real Madrid și cortua de Brașov se transformă în Spider-Man pentru câteva secunde de nici el nu crede cum a scos-o pe asta. Și pe final de meci Banca Craioveană face niște jaloane cu jucătorii Luciobur Sparte și de o pasă cum l-a învățat nenea Iedi la Națională acum câteva zile, dar degeaba că tânărul Craiovei s-a jurat că îi rupe degetele lui Nițui. Haha, ha, ce glumă bună pe data viitoare!